Bun găsit din nou, începem actuala regională. Așa cum vă anunțam, doamnelor și domnilor, încă de la știri, discutăm despre cele 300 de invenții care au avut loc și s-au prezentat aici la Cluj-Napoca în cadrul Salonului Internațional care este la ediția 20, Pro-Invent Cluj-Napoca. Vorbim cu o somitate în domeniu, vorbim cu un specialist care ne va ajuta să înțelegem ce înseamnă aceste invenții, cât de bune sunt ele, cu ce ne ajută pe viitor și mai ales despre prototipul Solis EV, un automobil care se dorește să impresioneze și veți vedea de ce. Vedem un material ce s-a întâmplat mai exact ieri la acest eveniment, după care revenim la invitatul meu, care este președintele juriului și ne va explica ce înseamnă aceste invenții românești și nu doar românești. Să vedem materialul. Prototipul mașinii Solis EV, al treilea creat de la zero de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a atras toate privirile și nu doar din cauza designului inovativ, ci și pentru că propune o alternativă verde pentru mijloacele de transport clasice. Este rezultatul unui an de muncă. Este o mașină cu propulsie solară. Practic, noi încercăm să construim un vehicul care să fie independent din punct de vedere energetic, să reușim să captăm energie solară suficientă încât să putem să îl propulsăm într-o cursă de anduranță. Vehiculul de față a participat la o cursă de anduranță de 24 de ore în Belgia și la o cursă de anduranță de 9 ore în Italia pe circuitul de la Imola. Acest proiect au muncit studenții de la Facultatea de Inginerie Electrică și cea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției. Caroseria este din fibră de carbon, iar șasiul din fier. Cele mai scumpe elemente au fost dincolo de panourile solare, motorul și jantele. Investiția totală se ridică la 150.000 de euro. Crezi că ar putea fi o mașină viitoare? S-ar putea implementa prototipul acesta și în viața de zi cu zi? Da, chiar asta este provocarea acestei mașini, să o putem face să și fie una care să se poată produce în serie, însă acum este doar pentru competiții de motorsport. Avem o baterie de 5 kWh, un motor de 2 kW, limitat la 2 kW și în rest asta a fost pe partea electrică. Pe partea mecanică avem 3 roți, pe față avem 2 suspensii acționate individual. Alexandru Stanciu este absolvent de mecanică și a urmat un master de design industrial. A lucrat mulți ani în proiectare, iar pasiunea pentru invenții și-a descoperit-o încercând să găsească diverse soluții la locul de muncă. A venit la târg cu un model industrial brevetat, care propune o formă inovativă în locul caroseriilor clasice, atât pentru autoturismele personale, cât și pentru mașinile utilitare. Am venit cu un model industrial pe care îl văd foarte util, atât datorită formei geometrice care se apropie de picătura de apă, ceea ce îi conferă un coeficient aerodinamic foarte bun, precum și prin faptul că designul caroseriei de automobil a permis să reduc foarte mult costurile pe anumite echipamente care le echipează, și anume pe farurile față, care sunt identice, farul stânga și farul dreapta, ceea ce la automobile actuale nu întâlnim. Proiectul face parte din lucrarea lui de dizertație. Odată cu ieșirea la pensie, timpul i-a permis să rea cercetarea și să o îmbunătățească. Cea mai mare dorință a cercetătorului este să-și vadă proiectul transpus în realitate și speră să găsească un investitor dispus să-i dea o șansă acestui tip de caroserie. Reluat în format fizic după anii de pandemie, salonul reunește universități, institute, centre și stațiuni de cercetare, firme, asociații ale inventatorilor, persoane fizice din țară și din străinătate. Juriul competiției analizează cu atenție fiecare invenție, urmând ca la final să fie desemnați câștigătorii ediției aniversare. În primul rând, trebuie urmărită tematica ideii, fiindcă sunt domenii de prioritate care trebuie susținute și sub această formă. Și sigur, acolo punem accent pe caracterul de noutate și în special pe modul în care se valorifică avantajele unei invenții în sens economic. Adică e vorba de eficiența invenției, care are posibilitatea de a înlocui ceva care există, care este energofag, dacă vorbim în termenii contemporani. În cele 3 zile dedicate evenimentului, publicul interesat va putea vedea peste 300 de invenții din cele mai variate și diverse domenii. Evenimentul se încheie vineri 28 octombrie la ora 12.
Așadar, am văzut, am aflat, 3 zile, 300 de invenții, evenimentul se încheie vineri, ceea ce înseamnă că mai puteți merge mâine să vizitați și aveți ce să vedeți. Îi mulțumesc și o mare bucurie pentru că este alături de mine domnul profesor doctor inginer Radu Munteanu, președintele juriului ProInvent. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc pentru prezență. Știu că trebuia să fiți chiar la acest eveniment care e în desfășurare acum, dar v-ați făcut timp să fiți la Actuala Regional. Vă mulțumesc. Ce înseamnă această ediție cu numărul 20 ProInvent Cluj-Napoca? Cu ce vine nou față de anii trecuți? Pentru mine înseamnă mult din punct de vedere personal. Trebuie să mărturisesc că am participat la toate cele 20 de ediții, m-am implicat și cea 20-a ediție are o simbolistică a ei, o cifră rotundă, frumos, dar mai ales faptul că am revenit din perioada pandemică în care două ediții au fost online. Deci au fost puțin diferite și cu efecte diferite pentru, atât pentru noi cât și organizatori, cât și pentru competitori. Deci reluarea activităților normale în sensul ăsta n-a fost ușoară. Lumea se dezobișnuiește ușor și se reobișnuiește și mai greu, iar ceea ce s-a întâmplat acum arată că perspectiva este cea pe care ne-o dorim, adică restartăm o tradiție care am avut-o aici la Cluj, care există într-o singură universitate în România, la noi, și sigur, totodată va completa un pic paleta elementelor de noutate în Cluj, fiindcă acolo, la acest salon, nu este numai un salon de invenții simplu, în sensul consacrat al cuvântului, ci este amendat cu seturi de conferințe, cu prezentări de demonstrații din partea unor firme, au standurile lor mari pentru prezentare, vorbesc de Bosch, vorbesc de Tenaris, Silcotub, deci sunt firme de prestigiu. Și pe lângă acestea sunt conferințele tematice care sunt legate de elemente de noutate care interesează pe toată lumea, în special generația tânără și în special în actualul moment în care Universitatea Tehnică face pași mari înainte în domeniul acesta digitalizării, care nu ne-a luat prin surprindere, de fapt, aș spune sincer, și totodată să ofere posibilitatea celor care doresc să își facă o carieră în acest sens, să se apropie din timp de universitate. Ăsta este un lucru foarte bun pentru perspectivă. Pentru cei care nu știu, dumneavoastră ați fost rectorul acestei universități de prestigiu în Cluj-Napoca și în țară. Și vorbeam chiar și în material și vreau să vă provoc puțin, pentru că sunteți profesor, ați fost rector, un profesor renumit. Ce înseamnă ca studenții Universității Tehnice să se implice? Pentru că am văzut acest prototip Solis EV de mașină. Ce înseamnă el, ce alte invenții au venit din partea studenților pe care dumneavoastră îi păstoriți de atâția zeci de ani? Dumneavoastră v-ați legat de o mașină. Secolul 20 a fost secolul mașinilor. De tot felul normal și a fost ceva magic pentru noi. Toți am dorit să construim o mașină, să avem o mașină nouă și așa mai departe. Este o chestiune care de fapt confirmă niște ipoteze care sunt ipoteze îndrăznețe de mașini electrice cu autonomie solară și așa mai departe, fără să uităm că în urmă cu vreo 10-15 ani, tot în domeniul acesta al mașinilor, la facultatea de profil, pregătisem un autoturism care să participe la competiția studențească de la Silverstone din Anglia. Dar din anumite considerente n-am putut participa, tot o mașină cu o geometrie de curse și așa mai departe, dar în formula de motorizare clasică. Asta este mult mai îndrăzneață, asta mi-amintește că există competiții mondiale de mers cu astfel de mașini ca să arăți că poți traversa un continent ca Australia, de exemplu, numai cu energie solară și așa mai departe, dar arată și altceva. Noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea în domeniul energetic în primul rând. Nu multe invenții abordează astfel de probleme, dar în viitor vor fi mult mai multe, fiindcă necesitățile ne vor duce acolo. De ce ne vor duce acolo? Pentru simplu fapt că
Este cert, nu vom produce mai multă energie, dar cu mai puțin va trebui să facem mult mai multe lucruri. Asta înseamnă... Foarte interesant ce ne spuneți. În acest context de criză energetică la nivel global. Eu vă spun global. Cu siguranță că așa va fi. Adică orice și putem prognoză, să facem față unui boom de energie de care avem nevoie pentru mașini, pentru ce avem în casă, pentru cât consumăm. Trebuie, pentru că lumea, domnule profesor, domnule rector, lumea s-a dezvoltat într-atât de mult și s-a obișnuit cu binele. Va fi foarte complicat pentru întreaga omenire să renunțe, nevoile rămânând aceleași. Știți cum este o teorie a învățului prin dezvăț? Corect. Care se va aplica și în domeniul ăsta. Noi va trebui să facem mai mult cu energia pe care o avem. Asta va forța foarte multă lume capabilă, că avem oameni capabili, dar ca orice lucru, când totul funcționează așa, nu te mai străduiești să mai faci ceva când totul e bine și ai destul. Iar acum nu mai este destul energie. Și va trebui găsite sisteme mult mai eficiente pentru treburile astea, alte surse de energie și automat echipamente și instalații care să nu mai fie cronofage. Din chestia asta, de fapt, este important pentru noi. După cum, vedeți dumneavoastră, peste tot universitățile au câte o facultate de protecția mediului, sau nu știu cum s-o fi numind, fiecare are o denumire a lui specifică. Chestia asta trebuie înțeleasă altfel. Nu protejăm mediul că măsurăm tot timpul sau numărăm camioanele cu lemne tăiate ilegal, ci ne uităm și la altceva. Dom'le, trebuie să proiectăm echipamente ecologice, adică echipamente care să nu lase în urma lor lucruri care nu pot fi reciclate și așa mai departe. Plus poluarea. Plus poluarea și așa mai departe, că poluarea este o chestiune pe care noi nu ne dăm seama cât de mult ne afectează. Vedeți că noi trăim fără să ne dăm seama într-un mediu în care confundăm resursele cu consumabilele. Adică resursele care noi le datorăm pământului nu sunt niște consumabile. Deci înțeleasă treaba ele asta. Trebuie să se și asta reintră în circuitul normal al lor. Sigur, iar problema energetică este o problemă fundamentală a viitorului. Revenind la evenimentul acesta extrem de frumos, timp de 3 zile în Cluj-Napoca, cea de-a 20-a ediție pentru cei care au deschis acum televizoarele, Pro-Event, ediția 20 Cluj-Napoca, Salonul Internațional de Inventică. V-aș întreba, ce înseamnă aceste invenții, domnule profesor, pentru viitorul omenirii? Pe partea energetică am înțeles ce ne-ați explicat. În alte zone, medicale, în alte zone, care ne-ar face bine să înaintăm puțin și să ajungem... Să nu fim limitați de anumite chestiuni care sunt astăzi prezente în viețile noastre. Problema, că vorbim problema de zona industrială sau altă zonă. Aveți dreptate și întrebarea care mă puneți e pusă inteligent. Fiindcă este o problemă fundamentală aici. Avem foarte mulți oameni capabili de a inventa, de a face lucruri care să fie utile societății. Foarte bine. Și am văzut acum, chiar în perioada pandemică, afluxul de realizări în domeniul medical al medicamentelor și astăzi aproape cele mai multe erau în domeniul medical. Deci un șoc de genul ăsta are imediat efectul reactiv pe care îl scontăm. Lumea caută să găsească, să facă ceva. Asta m-am apreciat foarte mult. Deci din punctul ăsta de vedere totul se va mișca în condițiile care vor veni. Fiindcă lucrurile nu sunt de așa natură ca noi să le acceptăm și să încercăm să cârpim tehnologiile care sunt. Dom'le, lumea se schimbă radical. Am avut până acum o lume liniară, deterministă, cauză-efect. Știam cum sistem de ecuații liniar, dacă vorbim matematică, guvernau fenomenele. E noi trăim acum într-o lume profund neliniară. Și așa va fi și viitorul nostru? O lume neliniară, zic. Dar această lume neliniară pe care eu o văd cum se dezvoltă, unii încercă să o repare cu ecuațiile lineare vechi, care nu se mai potrivesc la treaba asta. Și asta o spun frumos, de ca să nu intru în categorii sociale diferite, ca să le pun în față. Dar folosesc alte lucruri. De exemplu, o gândire neliniară trebuie să devină o gândire statistică. Nu mai poate să fie gândirea aia mai ca și mersul trenurilor, ca și cartea, de exemplu, de gândire deterministă, nu? Este cu totul altceva.
Acum, iar deciziile care trebuie luate în societatea viitorului, în acest mediu neliniar al dezvoltărilor socioeconomice, va fi legat de această paradigmă consensuală. Deci consensul va fi căutat, adică ceea ce se găsește mai greu. Regula democratică expedia printr-un vot în două părți lumea și aveai soluția gata, rezolvată, ceea ce nu este tocmai cel mai bun lucru, fiindcă trebuie să scoți în evidență valorile. Fără a lucra cu valori și a construi cu valori proiectate și anunțate dinainte, nu poți să faci mare lucru în sensul ăsta. Societatea va inventa foarte mult. La noi nu se prea vede, fiindcă foarte mulți, adică cei care vor transforma invenția în inovație, adică să ajungă pe piață, să fie vulgarizate în magazine, în galantare și așa mai departe, sunt cei care pot să beneficieze de un lucru extraordinar. Transferul tehnologic este o problemă cardinală aici. Ca să poți face transfer tehnologic, să ajungi după planșetă în piață cu un obiect oarecare, o firmă trebuie să-și asume în perspectiva ei un capital de risc. Adică ea riscă făcând ceva nou. Domnule profesor, nu v-aș fi întrerupt pentru că spuneți lucruri extrem de prețioase. Mai avem foarte puțin, 3 minute și aș vrea să tragem concluzia. Timpul s-a scurs, lucrurile frumoase pe care le-a spus au contat în economia acestei emisiuni, de asta și timpul a fugit. Vreau să vă întreb, în cele 3 minute rămase, cum a fost în calitatea noastră de președinte al juriului, cât de greu v-a fost să alegeți, să premiați aceste invenții, nu puține la număr, am anunțat la început 300. Da, nu, n-am terminat, dar în orice caz, ce am văzut acum, acești oameni toți au făcut un pariu cu inteligența. Deci de aceea lucrurilor, de aceea ceea ce au făcut mi se pare remarcabil. Și sigur nimic nu poate sta pe loc în condițiile actuale, totul se schimbă datorită inventatorilor și invențiilor care vor apărea. Vor schimba lumea treptat. Este o chestiune care trebuie educată, o mentalitate în sensul ăsta și sigur eu sper că și în școli se va introduce puțin mai mult în domeniul ingineresc. Deocamdată ingineria, datorită sistemului care a existat până acum, a fost cam îndepărtată de realizările inginerești. Toți au scris articole, că asta contează, să ai articole într-o anumită bază de date și mai știu eu ce, dar ingineria este altceva. Avem nevoie de creatori și de ingineri care vor fi în stare să ducă lucrurile mai înainte. Și să aplice cineva, că inginerie bună avem în țară, avem profesori, avem specialiști. Și, pe urmă, problema transferului tehnologic. Din cauza asta, mulți își rezolvă problemele de transfer tehnologic și de realizări practice în țări dezvoltate care își permit să aibă acest capital de risc, care să-l pună în beneficiul inventatorilor. Noi la capitolul ăsta stăm destul de prost la număr de locuitori, număr de invenții, datorită acestui lucru care nu stimulează că nu poți să faci treaba cine aia. Cine ne depășește ca țară? Nu aș vrea să vorbesc așa, că mă obliga să spun clasamentul și nu vreau. Înseamnă că suntem undeva cam la coada. Eu am spus că nu vreau. Eu dar știu. Nu vă oblig și nu vă forțez. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Un semnal pentru cei de acasă care poate nu și-au găsit pasiunea în invențiile care pornesc din bucătărie, din jocul acesta în curte, cu un instrument, cu altceva. Știți ce aș face? Vă rog, scurt. I-aș ruga pe cei care vor să fie contaminați de treaba asta, să legătura cu mine. În luna octombrie am împlinit 50 de ani de la obținerea primului brevet. Și l-am comparat cu ultimul brevet obținut acum o lună. Ei, diferența între ele e foarte mare. Dacă acum 50 de ani brevetul l-am justificat pe o pagină, justificarea lui, brevetul de anul ăsta, deci ultimul apărut, este de 20 de ori mai amplu ca dezvoltare. Deci vă dați seama că toate lucrurile au evoluat. Se dezvoltă, nu mai sunt cum au fost. Astăzi, vorba lui Paul Valéry, nici viitorul nu mai este cum a fost odată. Să terminăm cu această vorba lui Paul Valéry. Mulțumesc foarte mult, o reală plăcere și o bucurie să fiți alături de noi, domnule profesor, doctor inginer Radu Munteanu, președintele juriului ProEvent. Mai este o zi, puteți să fiți acolo și dumneavoastră dacă doriți și să-l căutați pe domn profesor dacă credeți că invenția vă poate scoate din anonimat și cu siguranță vă poate scoate. Numai bine!